Bună ziua și bine ați venit și ați revenit astăzi la Muzeul de Artă din Roma, care, iată, mai puțin de o săptămână, vă dă cea de-a treia întâlnire. Și nu doar a treia întâlnire, pentru că suntem deja la a cincea activitate, a cincea manifestare, aici găzduită la Muzeul de Artă din Roma. Am început sâmbătă trecută, pe 14, cu două expoziții, două vernisaje, ale unor artiști plastici romașcani. Vorbim de tânărul și talentatul artist plastic grafician Ștefan Leonte și de domnul profesor Paul Alexandru, fotograf. A doua activitate, a doua manifestare, am găzduit-o chiar pe 18 mai, miercuri, când am sărbătorit și Ziua Internațională a Muzeelor. A fost vorba despre deschiderea expoziției personale de pictură a artistei plastice romașcane, membră a Uniunii Artiștilor Plastici, doctor în arte, doamna Monica Decar. Această expoziție a fost însoțită și de un simpozion al concursului pe care doamna Monica Decar, profesor la grupul copiilor din Roman, îl organizează un concurs acesta național cu copiii și un titlu foarte sugestiv, sub semnul crucii. Tot atunci au fost premiați și elevii participanți la acest concurs, care de altfel și profesorii îndrumători. Și iată la cea de-a treia activitate și a cincea manifestare de fapt, este vorba despre găzduirea astăzi aici, la Muzeul de Artă din Roman, a lansării a trei volume de carte semnate de binecunoscutul astrolog și astronom, dar și scriitor și profesor, dascăl peste 40 de ani în Roman, domnul profesor Titi Ion. Ne bucurăm să-l avem astăzi aici, mai ales în această lună în care, luna mai, cum spuneam, am sărbătorit și Ziua Internațională a Muzeelor, dar mai ales în această perioadă se servează zilele orașului Roman. De asemenea, această activitate de astăzi este înscrisă în acțiunile ample ale primăriei orașului nostru, dedicate zilelor municipului nostru. Domnul Titi Ion, spuneam, binecunoscut astrolog, astronom și îndrăgit profesor în Roman, are 58 de volume de cărți editate sub semnătura domniei sale. Astăzi, ce aduce spre cunoștința publicului romașcan și nu numai, este vorba despre Mileniul 3, Epopeia Universului, volumul 2, Poemul Luminii, volumul 1 fiind acesta, Mileniul 3, Epopeia Universului, volumul 1, cu Omni Romanitia. A doua carte este volum de poezii, a doua carte, tot volum de poezii, Iluzii Pământene. Și a treia, cea mai interesantă și cea care a stârnit interesul publicului romașcan, se intitulează Impostorii și nu mai semnează cu numele său de Petit Dubon, ci John Iota Zapata, și este și volumul 1, se dorește a fi autobiografie, dar cu puternice nuanțe pamfletare. Noi ne bucurăm să găzduim această triplă lansare de carte. În același timp, domnul profesor, după cum bine vedeți, și-a adunat aici toate cele, aproape toate cele 58 de cărți, pornind de la matematică, astronomie, astrologie și așa mai departe, poezie și cu siguranță ați fost curioși deja și ați trecut de la masa de aici, de prezentare. Și o să avem plăcerea, de asemenea, ca domnul profesor să ne prezinte singur volumele editate de domnia sa. Noi, în același timp, îl așteptăm și cu alte noutăți. Să vedem dacă este pregătit să apară în fața dumneavoastră, pentru că a pregătit pentru noi, pentru publicul de romașcan, o surpriză astăzi. Așteptăm un semnal. Tehnologia modernă ne mai pune câteodată probleme. Mă scuzați, dar trebuie. ...se poate reaminteză cosmică, se apropie pe orbită de planeta Pământenilor, tipodromul spațial cu deconectat automat în computerii sau semnalele răspunderii. Bună ziua! Bine ați venit! Sunteți așteptați! A treia planetă vă trimite salutul pământean pe coordonatele noului cosmodrom terestru din nordică construit la Polul Nord. Un venit acasă, amerizat pe platforma 10, conectați-vă pilot automat la tableta bionică. Siguranța voastră fizică este bine controlată, inginerii de terra vă vechează venirea. La unitatea astronomică de distanță de planetă, comandantul mărmurit nu crește consternat. Imposibil. Este imposibil. Planeta lui dispăruse. Și vă văd de floare, răsăriți în ghidă la pisau. Iată că așteptăm vizitatorul din cosmos. Îl așteptăm. Vă rugăm, poftiți la noi, sunteți așteptat la Roma. Mai greu, știți cum e. N-am pregătit încă o pistă de pentru rachete, domnul primare. Da. Acest salut este salutul care l-am primit în Canada în 2006, când am devenit membru a Asociației de Astronomi Canadieni din Ottawa. De ce am vrut să vin cu această pălărie care are atâția ani? Pentru că ea, în salutul și jurământul depus atunci, reprezintă Saturn cu inelul lui. Vă mulțumesc că ați venit și vă doresc o audiție plăcută. Că învăț ce este viața. Tu chiar crezi că doar figurație facem în materia asta tridimensională euclideană. Știința e doar un fractal al dragostei. Larg. Universul infinit, ampli de larg, jeta sur la terre un divin. Elle a goût se transforma en petit roseau. Le roseau grandit et donna naissance à un brave rivière. La rivière versa des milliards de l'âne dans un fleuve qui s'achève par sa grandeur dans la mer. Et la mer bleue, du grand océan, et un lac naquit l'univers. Ce Roma. Unde va Roma? Lacrima. Universul infinit, umplut cu o lacrimă, aruncă pământului o divină picătură. Și picătura se transformă în pârâiș. Pârâiașul crescu, un voinicel de râu. Râul revarsă mii de lacrimi fluviuri, ce se neacă prin măreția lui în mare. Iar marea cea albastră se făcu ocean. Și o lacrimă zămisli oceanul univers. Vreau să aduc mulțumirile astăzi colegii mele de breastră, Angheluța Teodora Chieru, acum, nu? Da. Care, în urmă cu câțiva ani de zile, când încă aveam puterea și mai aveam prieteni, am lansat la un simpozion școlar această lucrare, acest volum de poezie, poeme, cosmopoeme, există iles, în română și limba franceză. Teodora l-a tradus în limba franceză, este cunoscută și în Canada, urmează tot felul de demersuri pentru a se realiza ceva mai interesant. Vă mulțumesc frumos și vă rog să luați și voi domnul. Epopeea Universului, volumul 1. Sunt 7 volume. Pentru celelalte 6 volume nu am bani. Deja am reușit pentru ziua de astăzi să fac cele 3 volume cu pensia de luna aceasta și cu jumătate de pensie datoriei luna viitoare. Promisiunile care am primit din dreapta, de stânga, de sus, de jos, au fost inutile. Au fost vorbe. Nu am primit un leu. De la nimeni. Și nici nu vreau să primesc. Mileniul 3. Alo? Alo? Buono! Ah, lo servo, parla in francese. Ah, italiano? No, io parlo italiano. Non parlo italiano? No. Sì, no? Ah, tu vuoi parlo con me? Bene, bene la mia, lanci di libri, champagne, e la vita che si fa la mia. Comunque complimenti, è una grande realizzazione per lei che adesso ha l'attenzione e che a scrivere, invece di prendere proiatti, andare sul mare, a vivere la sua gioventù. Oui. Merci beaucoup. Qui parle se trouble beaucoup. Qui parle se trouble beaucoup. Non? Comprendre? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Epopeea Universul, am spus, am scris în Cartea Recordurilor, n-am primit decât felicitări din România, mai puțin din Roma. Acest volum, acest Mileniu 3, Epopeea Universul, are 30.000 de versete în 7.000 de catrene. Reprezintă tot ce poate exista, după mintea mea, de la Iisus Hristos încoace. Plec de la Bimbe, în care descriu științific Bing-Bang Universul Albi, vorbesc despre zei, vorbesc despre culturile care, despre civilizațiile de pe această planetă, despre cele trecute și cele care sunt, adică vorbesc ce au fost scris în Ramayana, Mahabharata, el numai Eliș sau alții care au existat. La mine sunt alte lucruri. Sunt 19 poeme, învățații lumii. Sunt multe poeme, poemul Geneza, nebulații, constelații, galaxii, galaxii, sistemul solar, pământenii vechi, pământenii noi, învățații, civilizații, poruncile, religiile, creștinismul, povesțile pământeni, povesțile viitorului. Iată, ele sunt ca trei, cum să spunem. 3.0080, taxul riscă să ai și tăsteci. Pentru stele văzute, punctele de răsărit și de apus, precum și paralelele biune, nu se schimbă la o zi. Acestea făcându-se la intervale mari de timp real, doar Soarele și Luna au aceste variații care sunt ușor vizibile. 3086. Astronomii au conceput un sistem de coordonate pentru Terra, considerată ca având forma unei sfere, o mișcare de rotație în 24 de ore, în jurul axei sale, în sens direct trigonometric, inversa celor de ceasuri. Că aici aș vrea să fac o paranteză și să spun că la ora actuală se vorbește de o sferă care este, după teoria actuală a savanților, eu nu pot să vorbesc despre o sferă. Pentru că, la ora actuală, nu s-a stabilit centrul acestei sfere și mai mult de atât greșesc foarte tare. Că spun că această sferă este infinită. Eu nu pot să vorbesc de o sferă infinită dacă nu știu centrul sferei, ca să pot să vorbesc de distanță. În romanul Impostore veți regăsi un dialog între mine și colegii de la Călimănești, care au făcut parte din echipa lotului național și internațional, de pregătirea elevilor, în care se poartă un dialog legat de aceste lucruri științifice, pentru că Impostore e ceva pe acolo, nimica toată. Este un roman în care vorbesc, este o filozofie întreagă, o carte de știință pentru cel care vrea să înțeleagă. În dialog între colegi și întotdeauna sunt doi și al treilea care vine și este nihil sine deo. Adică cel care neagă și întotdeauna este împotriva celor care se discută. Planul perpendicular pe axa de rotație a ecuatorului, cercuri determinate pe plane paralele cu ecuatorul, paralele geografice au fost numite de știința cerului și un semicerc mare într-un punct este doar meridianul. Dar, prima zi, nimic, vă rog, dacă veți avea ceva de întrebări, să mi-l puneți la urmă. Atenție la cuvinte. Mi s-a spus foarte de multe ori că este foarte greu ceea ce fac eu și ceea ce interpretez eu. Nimic n-a fost la început de la începutul, când cuvântul peste tot era veșnic stăpân. Pustiul era haos și peste tot haosul era nimic. Doar o energie cosmică, doar punctul era. O mare de întâlniri se destramă prin miraje, născând singularitatea ca un moment unic, o ipoteză non-conformă peste entitățile știute, fără nicio dimensiune și fără nicio formă. Doar o implozie mai văzută se evie la început, metamorfozând punctul bosonul cel astral, revestind în haos existenței de mână conceput pentru primii pământeni a unei viitoare lume. Și timpul cel veșnic se evide dincolo de haos și unindu-se în spirit cu materia cea întunecată se pune ce goana lor creare de materie se evia un bol pământesc, nepământesc. Punctul transformat într-o sfioasă sferă mult prea minusculă și de mărime mică, pentru a lui fragedă pruncie subnucleară, cuvântul își formă prin divinul său stăpân. O, ce temperatură de mai văzută se ivește! Inimaginabil și de mare în grade absolute, în zidul lui plan teoretic sunt oprite. De o minimă barieră, obiectele în spațiu. Frușturate cu zis, spiritul a modelat în eternă lui tăcerea cumplitului îngheț, plângând materia prin lacrimi de atomi nevăzute miracolii zidite prin univers. Materia roagă acum de spațiu cel creat, timpul unui plan, dimensiune, spațiu, fiind un univers, un timp posibil teoretic, aceea inițială unitate de materie primară. Big Bang. Big Bang o masă critică, nevăzută, zămistea peste noua bolta zeilor de îngeri în gravitația și expansiunea universului, care se ridica pe cer cu luminatorii de zi și noapte. Energia cea născută din abisul întunecat peste noua entitate la infinit va genera forme noi, eterne, de sisteme planetare printr-o dilatare a universului în timp. Și așa mai departe. Sunt 30.000 de versete. Pe acolo se desfășoară cu anumite. Până aici în semn de aleasă recunoștință din Canada este o diplomă și am aici simbolul această insignă, aflat în Basarabia. Pentru și chiar îmi face plăcere să citești ceva. De la Nistru până la Tisa. De la Nistru până la Tisa, tot românul își cântă limba. Sfințit tărâm ce avea umplut, ținutul vechi de ape rupt a fost și atunci unire Dumnezeu a vrut când un basaraben de orice nume botezat-o limba în ape tricolorii. Și limba română de peste Nistru și a tristelor ape de peste Prut și a altor râuri de peste Tisa vorbit ca limba pretutindeni la români ce-au vorbit româna. Și luna pâinii ce-a dat în cop grâul fost afărâmțat cu plumb și prea multe trucuri sângerânde se amestecară cu limba străbună, cu dorul românului care își cântă limba. Și multe neamuri perduseva ca îngerii vitești de Ștefan cel Mare Sfânt prin cetăți cu nume de romani și alte neamuri de prin Carpați, viteșii daci știau atunci româna. Lucând în două în trup, scriatin sfințiri și crucea sfântă ce-o duceau la doi, în doi cu graiul daci, ce spunea Amin, și violul graiul al valocilor vecini, că toți românii vorbeau româna. Și ea română ciungă o mână și sora lui cea bună fără mână șopteau încet, încet un vers divin, nu timp de răul limbilor care cu tricolori, de toți românii care știau româna. De la Nistru până la Tisa, tot românul își cântă limba. Cu echipa Canadei, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, prin care am fost onorat să particip ca evaluator la echipa Canadei, nu de mult, cu ocazia cărora ar fi trebuit să primesc la școală, dar nu mai eram la școală, eram pensionat, deja trebuia să primesc un calculator din cele 54 de calculatori. Colegii mei nu s-au interesat de acest lucru și unde am lucrat eu ani de zile, a pierdut acest om calculator din performanță. Toți profesorii care au participat la evaluare, aici am mai fost pus să fac o paranteză, nu mi-e rușine treaba asta, unii colegi de-ai mei care s-au lăudat la televizor și prin ziare, că au participat, nici n-au fost acolo. Dar ei s-au lăudat că au fost la Olimpiada Internațională de Astronomie. Acum, prin... Asta este, părintele Țușcan a spus să spun adevărat. Ce să spun adevărat? Țușcană. Țușcană, da. Aduce-mi în parcul acolo. Anul acesta am inventat și am descoperit că internetul poate ajuta elevii. Undeva în luna noiembrie m-a descoperit un tânăr din Pitești că are nevoie de ajutor pentru astronomie. Și am spus da. De fapt, la recomandarea Valentin Grigori, președintele Societății de Meteori de România. De unde am și obținut titlul de poet național în astropoeme și această frumoasă statuietă sau ce-o o steluță care mă ridică la cer și sunt onorat pentru ceea ce s-a întâmplat. În apelie la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică de la Caleva, acel tânăr, Alexandru Molceanu, a luat medalii de argint. Nu l-am cunoscut, n-am dat mâna pe el, nu ne-am îmbrățișat, ne-am mulțumit reciproc prin internet. Aștept ca la anul să ajungă la Olimpiada Internațională, ceea ce n-am reușit eu să facă roman, de ani de zile, fiind lovit din dreapta și stânga de colegi răvoitori. Despre care povestesc în romanul Impostorii de Ceșcu. Pentru că noi fii o savantă savanților și lipsa de elevi, de formă matematică-informatică. E necesară pentru astronomie. Nu numai elevi de umană. Câteva nu au avut șansă, pe unde au mai lucrat el, să aibă decât mai clase de umană, că celor din matematică reală erau pentru suplinitori. Suplinitori aveau întâietate. Și vorbim și despre treaba asta romană. Despre suplinitorii cu stele pe umăr și la recomandarea unor parlamentari. Scuzați, adevărul care mă luminează și mă înalță. Ați fost lăsiți, dar m-ați inspirat, vă încarnați în tot stelația de vecului, pentru o viață necunoscută din univers. Mulțumesc lui Dumnezeu, dacă pot deosebit zeului, care poruncă din altar, să înțeleg părțelite pe a treia planetă de la soare, cărora le închid rugăciunile, seară de seară, în viața cea nouă din localitatea Orașul, cartea răsfoiește sufletul meu de lumitor, ducând în spate crucea vieții, povestind întâmplări și personale, care sunt pur întâmplătoare cu cele reale. Dacă unele personale vor crede prin absurd, că se recunosc printre întâmplările sete, este pur și simplu o închipuire a sufletelor închipuite de intrigue. Să fie iertat gândul meu rătăcit printre nebuloase, constelația Berbecului, m-a coborând în balanța ascendentului, să cântăresc detalele vieții și cele 10 porunci creștine, lăsate moștenire până la judecata de apoi. În albul luminiș al soarei, seama vieții fiecăruia dintre noi, prelună prinsă pe o gândă de părante, unde materialitatea și acuzul de putere se ascund într-o caună de fierbe, dacă vreți poate fi și tupăr. Niciun părântean nu trebuie să-l uitecă pe viața divină. M-a venit tocmai atunci când se va aștepta mai puțin. Când mă gândesc la creta de petală, pe care am închinat-o elevilor ca dascăl, timp de 44 de ani, bun sau rău, adulat sau contestat, invidiat sau brutalizat, nu pot să uit că toate greutățile m-au învățat să înțeleg pe traiectoriile planetelor, densitatea umană. Nu-i pot uita nici de dovedile de breaslă, mai apropiați sau ignoranți, cărora le-a spus adevărul, adevăr ca de uneori a deranjat. Și, Doamne, cât de frumos ar mai fi fost, ca în situațiile controversate, când păcatul invidiei ucidea speranța, iar răzbunarea și marginalizarea ar fi fost rezolvate la diabil și nu pe ușa din jos. Doar speranța este și va rămâne una dintre dorințele fiecăruia în viitor, ca vremea cea lipsită de furtuna din deșert, sub ratele unui soare bineforitor. Nu pot să nu-l aduc aminte de activitățile peste program, unde elevii veneau cu vecile, sâmbătă de sâmbătă, pentru a reuși la concursurile naționale sau examene, și mai veneau și noaptea să privească cerul printr-un telescop de botan. Am privit șoara ca pe minunata căsuță de turtă dulce, din pădurea copilăriei existenței mele sau la biserica sfințită de Sfântul Andrei, ridicată pe nisipurile mării negre, care m-a aducat în brațele științei, în dorința de a deveni doar un om. Într-o lume pe care tu am înțeles-o în interiorul meu sufletesc. Anii s-au meritat, spulberându-mi visele, ca un parfum care se evaporă odată cu trecerea timpului. Mirosul credei între tine, din când în când, amintindu-mi de trecutul care se estompează, la vederea ușilor bătrâne peste cal, o jumătate de secol s-au veritat în ani, cu toate cele bune sau mai puțin bune. Lucrul destinului, care mi-a fost rădătit de unsine. La trecerea timpului încerc să mă apropii de toate cele întâmplate, având în suflet iertarea binecuvântată de tămâia creștină, dar, din păcate, sufletul meu încă mai plânge, la amintirea mărilor tătătoare de lacrimi, pricinuite de impostorii care au trecut după calcii acolo peste viața mea. După sădul aduc aminte de subținii profesori lăuboritori și să-i întreb atunci, ce ai vrut de la mine, Doamne? Tu ce te-am de la ceastră ta activitate? Seama e că nu ia dintre doi agăsă acolo unde este locul. Fii și tu în parte. Era mult mai bine să ascultați vântul ce se strecura printre crăpăturile cabinetului și care mai tot timpul. Era închis la o conatorare decentă. Auziți, domnilor, păsările care pleacă și revin primăvara și vă divinge. Dâna proteja condițiile cuvintuliste a atacantelor politice ale vieții voastre. Iată-i, Doamne, că nu au știut ce fac. Să vă mai amintiți că soarele de la răsărit acute și pentru voi. Voi cei care ați știut a călca în picioare ortodoxia chinuită a sufletului coborând din nebuloasa școlii. Dar nimeni nu poate trăi la infinit, în căutarea darului nemeditat, ci numai adevărul curat și cinstit, ascuns cu bună știință, acolo, unde par în subconștientul vostru răuboritor. Acum îți voi depăra amintirile, cioclind ca un scris pe papirus. Povestea care doresc se rămâne pe rafturilor bibliotecilor o veșnicie, nu ca veșnicia voastră pe care se va depune curând praful intereselor părute. Și papirusul să rămână o antică amintire pentru... mai sunt cam 7 minute, închei. Citatul acesta este încheiat cu ce a spus Eugen Barbu când a scris romanul Groapa. Dacă n-aș fi trăit, nu aș fi scris. Din păcate, știința primăriei și a domnului primar Beoream, asta pot să o recunosc și sunt onorat de acest lucru, a apărut am găsit. Deci, mulțumesc frumos pentru sponsorizarea care am primit-o din parte, pentru că este o carte color și numai 80 de lei costă la tipografie color. Ce prezintă cartea? Domnia sa mi-a tradus poeziile în engleză și sunt adaptate la toate vestigiile culturale, religioase care există în Roma, cu poeziile care le-am scris eu. Iar după această carte s-a realizat un site internațional care a participat la Olimpiada Internațională de Astropoezie. Și mai există încă un site legat de această minunăție care o numesc eu Coloana Viitorului, Coloana Soarelui, care nu îi se dă atenție deocamdată, dar vă rog, intrați pe internet și dacă găsiți, o arătam eu acum, dar nu am internet aici. Și un senator, Thompson, sau nu știu cum acolo, recomandă lui Hillary Clinton să construiască coloana de România ca să-l învingă pe trunc. E o chestie care pe mine m-a amuzat. Acum, internetul este internet și toate glumele sunt glume. Coeficientul de ură de suflet în fiecare om va cunoaște o alarmantă creștere. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili. Toate marile achiziții de cunoaștere vor fi deturnate spre scopuri impure, adică spre amplificarea răului. Se va înmulți numărul șefilor de joasă și proastă calitate. Lucrătorii manuali și negustorimea vor fi înălțați la rang de intelectual, iar intelectualii vor fi puși în condiții subalterne. Va avea loc, cu alte cuvinte, un destructurant amestec al castrelor, o destrămare dramatică a ierarhiilor feiești, o ierarhie dezordine socială. Deci acesta va capăta o răspândire fără precedent la toate nivelurile. Poții vor deveni lideri. Rog să nu mi se atribuie nimic din aceste afirmații. Nu fac decât să citesc un text multimilenar. Andrei Preșu. Și Ion. Romanul a apărut sub pseudonimul John Iota Zapata și astăzi chiar am avut o mare bucurie. 3 colegi de-ai mei absolvenți în 72, trecând către Piatra Neamț la o întrunire de o natură oarecare, treaba lor, au trecut prin Roma și au zis neapărat să-l vedem. S-au nimerit că s-au supărat pe mine, că de ce n-am spus că am lansare de carte, că își făceau timp să stai puțin și la acest lucru. Romanul. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Romanul este un pamflet. Orice asemănare cu întâmplări și personaje reale sunt pur întâmplătoare și n-au legătură cu realitatea. Este clar, da. Numele nu coincid. Acțiunile, da. Deci multe acțiuni se vor recunoaște și, din păcate, pamfletul este pamflet și dreptul meu de a critica sau a nu critica. Dar până una alta, primul volum este sensibil în sensul că vorbește despre părinții mei, despre Siberia, despre mine, detașat la Chișinău, unde am mai fabulat ceva povestiri științifico-fantastice, ceva Alexander Brown, ca să citească știnetul, nu sunt de ochiate, pur și simplu, dar sunt chiar plăcut pentru cei mai adolescenți. Vorbim despre o filozofie între eu, un coleg, și un al treilea, care este tocmai necredinciosul, el întotdeauna neagă ce spunem noi ceilalți. Că este, ați amintit, domnule profesor, de prietenul meu, Petrică Crăciun, cu care am avut deosebită onoare să colaborăm la Caliminaș timp de 8 ani de zile la Caliminaș la pregătirea lotului național și internațional. Seara de seară, până la ora 3, până la ora 4, cu telescopul și toate celelalte lucruri. Acum, n-aș vrea să întind discuția mea. Am să vă rog de dumneavoastră și lăsați-mi pe câte o foicică de hârtie să, nu știu dacă v-a spus ceva, să vă notați întrebările pe care doriți să mi le puneți, pentru că eu oricum, după ce luați dumneavoastră, poate domn primat, poate dumneavoastră luați cuvântul, am să citesc totuși un fragment din acest roman, care mie îmi place foarte mult. Sau dacă nu aveți timp, știu că este ocupat, așa că vă las pe dumneavoastră să luați cuvântul și după aceea, evident, dumneavoastră trebuie să vorbiți prima dată, mi se pare intuitiv. Domnul primar este încă primar, evident după aceea. Și după aceea, poate dumneavoastră... Și mai vrem primar. Nu, vă rog frumos, am ieșit de sală. Da. Am ieșit de sală. Bună ziua tuturor! Am asistat la o lansare atitică, mai deosebită. Domnul profesor Titi Ion, fiind un nonconformist, îl cunosc de aproape 30 de ani. Suntem colegi prin aceeași specialitate, profesor de matematică. Am fost într-o perioadă și la Colegiul Tehnic Miron Costin. Am discutat foarte mult în perioada când era plecat la Chișinău, ca profesor și venea în țară și chiar atunci ne întâlneam de multe ori și discutam despre condiția moldoveanului, despre modul cum se face învățământ acolo. Am avut multe discuții și dezbateri pe această temă. Ulterior, dânsul a făcut pași importanți către astronomie. Atenție că nu trebuie să confundăm astronomia cu astrologia. Mulți creează această confuzie. Astronomia este o matematică înalt aplicată, o matematică specializată care folosește teoreme, care folosește formule dintre cele mai aplicate, trigonomie sferică și așa mai departe. Din păcate și în facultate de matematică se face doar un curs de astronomie. Sigur că este o știință care a căpătat valențe noi, mai ales spre sfârșitul mileniului 2 și începutul mileniului 3. Sunt țări care au o preocupare majoră și aici s-a amintit foarte bine Canada, Statele Unite, Franța, dar și Rusia. Și România. Și România, eu vorbesc la nivel de aplicabilitate dincolo de partea teoretică și partea practică. Adică cu lansări de sateliți, cu studiu din afara Pământului, care e mai greu accesibilă nouă României. Octav Onicescu, mecanica invarentivă. Da, dar nu a ieșit să studieze din afara, asta spuneam. Teoretic. Din inside, doar teoretic, exact, asta spuneam și eu. Dar domnul profesor a reușit să facă din această specialitate un lucru atractiv pentru copii. Și a spus o parte din lucrurile pe care le-a făcut aici, o parte nu le-a spus. Amintesc eu și prezența în anumite tabere de astronomie, susținerea unor cursuri de astronomie acolo. De asemenea, ghiduri și culegeri, ghiduri pentru a iniția, apoi pentru cei care deja au parcurs etapa inițierii, iar ulterior chiar culegeri de probleme, propuneri de probleme pentru cei care sunt avansați și care deja depășeau un nivel mediu și mergeau către olimpiade, mergeau către concursuri de astronomie. Sigur că, așa cum s-a spus, aceste lucruri nu sunt ușor digerabile. Presupun o aplicare și o aplicare asupra acestei specialități mult mai atentă și un studiu care să te facă să pricepi, să înțelegi fenomenul, știința, pentru că este o știință în sine. Iar la noi, din păcate, astronomia se face la nivel mediu, adică la nivel liceal, doar la forme de cursuri opționale sau curriculum la decizia școlii. Cred că este foarte interesant pentru a ne cunoaște măcar ceea ce se întâmplă în sistemul nostru solar sau existența unor galaxii, pentru o inițiere, dacă vreți, a elevilor, a celor care vor veni, pentru generația de mâine, pentru că, după cum vedeți, timpul nu are răbdare cu noi. Știința, tehnica avansează într-un ritm foarte rapid, încât, câteodată, dacă stăm și privim, în interiorul nostru vedem cât de multe ori pierdem startul sau nu reușim să păstrăm un anumit ritm cu dezvoltarea științifică, a tehnicii, a științei în general. Așa încât eu am mare parte din aceste lucrări. Vreau să îi spun domnului profesor că astăzi la Biblioteca Municipală George Radu Melidon am premiat elevi care au participat la un concurs organizat de această bibliotecă și am dat ca premii și această carte care are la bază, din câte mi-aduc aminte, de o copertă Vectorino. Dar de unde aveți atât de multe? Avem mai multe. De unde? Au fost achiziționate. De unde? De acum în urmă sunt achiziționate, am avut câteva exemplare pe care... Nu se poate, deja de acum e o treabă care nu-mi convine. Cine a făcut treaba asta? Biblioteca. A avut un număr de volume. Și au făcut alte numere, o tipografiat alte numere? Nu, 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 nu. Din cele originale. Din cele originale. 3-4 exemplare au fost date... Mi-mi pare foarte rău de treaba asta, pentru că trebuia să vorbiți cu mine, pentru că această carte are un CD. Da, nu, fără CD, n-aveam CD-ul. Pe el are un CD? Da, n-avea CD-ul. Au fost câteva volume achiziționate de bibliotecă. Nu are valoare de unde să vă acționeze. Are. Avem 3-4 exemplare, le-am dat ca premiu astăzi. Nu mai din, dar am avut un număr și eu de exemplare din partea dumneavoastră. Care... Gata, nu are nicio valoare fără CD. Da, n-avea CD-ul. CD-ul nu l-avea. Ei, urmează atunci să luăm și CD-ul ca să le punem, să le completăm. Da. Așa încât cartea are valoare prin valoare. Mi se părea să luați legătură cu autorul, poate ați vorbit cu Tamba. E sub totul altceva. Da, cred că s-a discutat și că-s 2 ani. Dracu, da. Că din nou mai fi copiate din cărțile. Nu, nu sunt copiate, erau forma originală, asta garantez eu. Din cărțile mele, cred că nu mai fi copiate. Da, știți că este o vorbă, cărțile din cărți se fac. Așa că, până la urmă, dacă ați fost baza într-o nouă scriere, nu poate decât să vă mândriți. Nu trebuie să vă deranjeze, pentru că fiecare dintre noi, dacă avem o anumită contribuție care excede și care extrapolează ulterior, nu poate decât să ne bucure. Eu sunt cel care sunt din urmă, așa că nu am nicio problemă. Corect, corect. Așa încât salut activitatea de astăzi, v-am spus, e un alt gen de activitate. Urez mult succes domnului profesor în dezvoltarea acestei specializări. Și mă bucur de faptul că s-a întâmplat și un astfel de vernisaj. Pare rău că nu mai aveți timp de stat dumneavoastră. La ora 5 încep telefoane din țară. America, Canada, Franța. Deci, prietenii de-ai mei care ești întrebați, nu pot, ca și celelalte telefoane care ați auzit, vor veni cu telefon de pe ora 5. Vă mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Și o zi bună tuturor. Cu toată dragostea, am să îl numesc să-i văd domnule Cazan, nu știu cum să vă spun, administrator președinte, domnule Cazan, eu m-ați onorat că ați venit astăzi și nu este prima dată când cu ani în urmă, 10-12 ani, erați singurul din Roman care la activitățile de astronomie care le făceam la școală, vinea și oferați un cadouaș, un stilou, un 50, nu știu cum era pe vremea, și un bănuț acolo. Față de alți colegi ca mine care au făcut concursuri pe baza semnătorilor mele pentru a-și promea elevii din clasă. În urmă câțiva de zile. Pe baza semnătorilor. Pentru că eu simpozioanele care le-am făcut în Roman, nu le-am făcut din capul meu. Au fost simpozioane autorizate de către Asociația Astronomică Sirius de la Bulat, cu scrisoare omologată la UNESCO. Deci simpozionul. Asta e ediția a doua, simpozion internațional, și asta e primul simpozion internațional despre care vorbesc în acest roman. Despre aceste... Bineînțeles, ne băgate în sală. Domnea Sără, primarul a fost la urmă. Deci îi mulțumesc frumos pentru că a fost. În sfârșit, am spus persoana care a citit prefața, o să o regăsiți în roman. Nu spun cine este, dar o să aveți o mare surpriză când veți afla și nu citiți ce a fost acolo. Am văzut că nu prea ați dat atenție majoritatea noastră la cuvântul care este acolo. În sfârșit, asta este tot altceva. Nu mai lau, că de asta am și făcut treaba asta, de am apucat și desen, autoportetul, nu prea reușit, de mâna mea făcut, cu textul de undeva acolo este unde și domnul Andrescu mi-a dat niște indicații. Diplomii de excelență la presum de excelență, profesor Titi Ion, autor, pentru cartea anul 2011 în domeniul științei, educație, cultură, de la Societate Culturală din Râmnicu Vâlcea. In honoris, omul și societate româno-japoneză, colaborare cu tipărirea ipotezii mele că trăim în trecut. Am mai discutat la televiziune lucrul ăsta, e greu de înțeles. Eu o înțeleg eu pe undeva, dar e foarte greu de înțeles. Cum explic eu treaba așa? Intrați pe Google, Tihontit, ăsta e Tihontit și apare acolo tot felul de șic, reviste cultura din țară și alea de străinătate și toate ce doreți dumneavoastră în care se vorbește și se... Până când se va sparge buba undeva. Pentru că și această coloană a Soarelui, care nimeni nu-i dă atenție acum, este coloana viitorului. Peste 20 de ani vom vorbi de Marte. Vom ajunge pe Marte și cu siguranță vom avea nevoie de anumite lucruri clar de precise și legate de astronomie. Coloana aceasta nu reprezintă doar așa ca să ne jucăm. Eu cu mâna mea n-am avut bani ca să o fac, pentru că toate aceste lucruri care sunt vor fi stilizate artistic, nu așa din făcute din plat, cum se cheamă, polistiren. ADN-ul este format din 200 de plăcuți inscripționate, precum a fost înscripționat naveta Pioneer, care o transmis în univers la câteva, nu știu câte miliarde de kilometri este naveta Pioneer, cu inscripții corespundente. Așa va fi inscripționată și adenou prin plăcuțele respective. Planetele sunt la scară. De aia trebuie să aibă 29,33 de metri. Că altfel, dacă nu iese Lune, este Pământ, este ca o logică Pământul. Sus, piramida. Piramida este cu plăcuțe celulele solare, care dau, e destul de mare, care e 4 metri la baza pătratului. Plăcuțele solare dau, creează energie, energia aceasta îmbrotește Pământul, după echinoții, după solstiții și undeva Soarele, care este aici, un sector cu Soarele, da? Cu Jupiter, care poate, vă spun eu, dacă nu știți, inelul lui Jupiter are 200.000 de kilometri, se numește inel de lumină. Lumină. La dimensiunea de 29 de metri, această coloană dă și cu cea sfântă. Care este. Plus, toate așa. Bine, acum, nu e greu de făcut. E interesant, dar nu interesează, pentru că mai multe parseluții costă mai mult decât o coloană a viitorului. O parseluții, 200-300 de lei. La 1000 de parseluții, ea ca o putea construi una din asta. Nu, numai borduri prin asfalt, nu știu, parcuri de joacă prin mocirlă, terenul de fotbal și gondole făcute pe unde o firmă s-au făcute. Asta nu e problema mea, deocamdată asta au fost. Câteva, de-a lungul timpului, câteva mesaje, câteva... Sărbătoarea culturii romașcane, 2006. Sărbătoarea culturii romașcane, 2005. Sărbătoarea culturii romașcane. De două ani de zile n-am mai făcut parte din sărbătoarea culturii romașcane. Ceva n-am mai scris, nu mai apărut nimic scris. Deci n-am mai fost nominalizat niciodată la sărbătoarea culturii romașcane. Domnule Cazan, v-am mulțumit? V-am mulțumit. Dar nu trebuia să veniți, vă rog. Părintele mi-a spus să spun adevărul, care m-a luminat și m-am anunțat. Vă arăt încă o dată? Hârtiuță, unde am pus-o? Și va fi confirmarea dumnealui, pentru că eu nu vorbesc ca să mă aflu. E scris pe hârtie. Deci nu. Și ai curajul, spune. Am avut curajul. Nu știu dacă ați fi rău sau bine, ești pensionar. Dacă aș fi vorbit, în urmă cu câțiva ani de zile în urmă, l-am dat afară. Pur și simplu. Și o chestie plăcută. O să citiți aici o chestiune pe care pe mine mă întotdeauna, îmi aduc aminte, mi se face pelea găină. Dobroveșa voastră, dumneavoastră, știți povestea cu lumina de la Chișinău și cu Petru cu Teodoru. V-am povestit-o cu bani în particular, că dacă o spuneam la școală, iar mă dădeau afară. Pentru că este un fapt trăit. Dar mă punea director, cine știe. Felul meu de a fi sărul să ajung. Cum să fiu director? Eu nu-mi conformist, ciudat, excentric, mulțumesc frumos. Este imposibil. Eu ca Bernic, era, dumne, eu sunt în adevăr. În adevărul ăla mă rog, dar sunt în adevăr. Mie nu-mi place să mă murdăresc pe idei. Ești recalcitran și când îi laudă omul. Și? Da. Bineînțeles. Deci, în cartea asta încep așa, ca să facem o leagă de discuții. Deja am început să... Este o zorie de foc. Partea întâi. Partea întâi nu face altceva decât dă cum îi spune? Că am uitat. Deja... Carlo Cipolla. Carlo Cipolla vorbește despre impostură și despre prostii. Și le-am pus cele 5 legi ale imposturii, cred că chiar la început. Să le recunoaștem, eu sunt cel dintâi impostor. Pur și simplu. Da. Numărul indivizului imbecil în piața asta este mereu și în mod inevitabil subestimat de toată lumea. Carlo Cipolla. Nu mai... Așa, aici. Iată. că legile ipocrite ale puterii strivește năzuințele deșarte și perfide nedrepte, e semnul că în politică pândește viclean somnul rațiunii care monștri va naște. Că în politica vine iama printre catedre, anticul Socrate plânge cuvântul senat. Și nimeni nu aude cum tare mai doare de formele școlare uitate prin culiburare. Este o carte de suflet pentru cadrele didactice, pentru învățământ. Dăm deoparte. Dăm deoparte supărările. E un tictigon în Roma care a vrut să rămână moștenirii așa ceva. Sunt două volume groase. Al doilea volum are 550 de pagini. Din păcate, dacă primăria mă sponsoriza în anul ăsta măcar cu 1000 de lei, eu am cerut sunt 2000 de lei, nu am primit niciun ban, cu toate că mi se promisese în urmă cu o lună de zile că vei primi. Nu am primit nimic. Pur și simplu, vinea și volumul 2. Nu mai vine, la revedere. O mai cheltuiesc o pensie și fac și volumul 2. Că așa va fi în viitor. Vreau să vă citesc, dacă am spus, dacă deranjez prea mult, vă rog, atăcați-mă. Îți la pensie, nu mai am citit. Vă atacăm cu câte o donație. Acceptați? Nu înțeleg. Vă atacăm cu câte o donație. Doamne, să vă mulțumesc frumos. Eu am să vă fiu astrologia Milianului 3, care mi-a solicitat doar câteva interviuri la Rom TV. Vă mulțumesc frumos. Cu toate că uneori am fost cam într-un dialog așa. Eu spuneam una, dumneavoastră nu prea suportiva. Mai bine așa. Mai bine așa. Decât să... Vreau să vă spun și vreau să ceea ce vorbesc eu la ora actuală nu vor fi înțelese nici acum, nici peste 10 ani. Vor fi înțelese pe 50 de ani sau 100 de ani. Pentru că sunt lucruri foarte comune. Am plecat de la lucruri citind istorie, citind ce au făcut înaintașe. Ca să fac o comparație între Bolyai, Lobacenski și Gauss, vreau să spun că Gauss i-a dat un șut lui Bolyai. Deci, lasă-mă, domnule, cu tâmpinile tale și cu prostiile. Bine, Bolyai au făcut mers mai departe, au rezolvat problema, dar după ce Gauss, el era șeful, el era cel mare. Ai avut dreptate, nenea, Bolyai și Lobacenski, cu geometrie de bărbări. Dar după ce am citit treaba asta, am văzut că se potrivește anumite, ca profesor, matematic, mulțimea numărului naturale, calcul și acțiunul piano, cu invenția mea despre, trebuie să vă spun, am propus o nouă ipoteză legată de univers, care o demonstrez plecând de la prima axiomă. Ce este demonstrat, este deja demonstrat. Ce este demonstrat, este deja, asta e prima axiomă. Pentru că nu pot să definez și nu pot introduce noțiunea de entitate inițială. E deci număr. Entitatea inițială, dacă aș putea să... Voi vorbi și despre entitatea inițială, care, într-un minut, ca să vă fac curioși, totuși, nu scriu, și apare și în cartea asta, dar puțin. Sunt alte lucruri care vorbește. Ce spune această ipoteză cremul trecut? Domnule, inginer, v-a trimis ceva mesaj, m-ați întrebat ce-s cu gropile. Nu știu dacă îi concludem ce v-am spus, eu sigur n-ați înțeles. Dar vă explic acum ce-s cu gropile astea care apare pe pământ. Această ipoteză pleacă de la un simplu comparație. O navetă spațială care este lansată este cu o săptămână, o lună, 2 ani de zile pregătită înainte. Cu toate datele. Când vedem noi la televizor acolo 3, 2, 1, cum am spus eu la început, start, lansare, de fapt programul ăla s-a derulat de la sfârșitul programului către început. Și urmează după ce s-a făcut lansarea, să se deruleze până la sfârșit. Ceea ce propun eu în această ipoteză este că, la un timp, de la entitatea inițială, miliarde de ani în urmă, este un program pe baza unor energii necunoscute nouă încă și nu avem voie să cunoaștem, pentru că suntem material tridimensional euclideni. Apar nu avem ce să gândim în a 4-a dimensiune. Cu toate că aici ne-am spus că a 4-a dimensiune este timp. Dar, un alt exemplu. Punem un CD, un film pe calculator. Și ea se derulează. Închipuiți-vă că acest program care se derulează de la sfârșit către început. Deci ce facem noi în ziua de astăzi, mergem cu pași repezi, că mai vorbim acolo și despre contracția timpului și dilatarea timpului, lucru care ăștia nu l-au spus. Contracția timpului, da, că vorbim despre 16 ore. Povești. Deci este o contracție și o dilatare. Am prezentat numai unul acum, că arătă forma acestui. Noi, sistemul solar este un fractal a ceea ce vorbesc eu. Există un ADN, în ghilimele pus, ADN universal, eu i-am spus ADN cosmic, care are toate proprietățile, dar nu asemănătoare cu darwinismul, ci cu totul altceva. Derularea programului pe calculator merge de la început către sfârșit. Ei, ipoteza asta merge la sfârșit către început. Deci noi ne îndreptăm încet, încet, către început. Către începutul celor 40 de miliarde de ani, 48,5 miliarde de ani, după ce am găsit tot după șirul Fibonacci. Aduc argumente la absolut tot ce este posibil. Ei, urmează următoarea perioadă cât mai apropiată, nu de existența noastră, apropiată de Pământ, când omul va deveni ființă astrală odată cu judecata de apoi, și la judecata de apoi omul nu va mai fi materie, ci va fi spirit, va fi energie. Ca atare, în toată discuția asta, eu venerez pe Dumnezeu și eu nu mai cred de mult în El. Nu mai cred de mult. Virgulă. Eu știu că există. Eu știu că există. Și ca atare, această problemă, care este într-un fel sau altul, nu este a mea. Ci puterea divină spune ce să spun astăzi. Eu nu vorbesc eu. Mi se transmite să vorbim. Și multe lucruri. Dumneavoastră credeți că eu m-am așezat pe scaun și m-am plecat? Nu, ele au venit ca au venit. Păi în ultimul timp, acum, am început să scriu povești pentru copii mici. Unele citite la o televiziune de Roma. Povestea de seară. Extraordinar. Cu Guștici și cu Ariciu. Extraordinar. Acolo am să luau pe domn profesor care nu vrea să-i spun numele. Deja trecem la atac pentru a face o altă de școală. Spuneam la clasele mele și la elevii mei. Și nu prin consilii. Și așa. Elevii nu ne înțeleg pe noi și noi nu ne înțelegem pe elevii. Păi ce sunt? Elevul de astăzi vii cu prostii ca să spui că teorema lui Pitagora a pătrat egal cu b pătrat plus c pătrat. Fals, domnilor profesor. Fals. Pitagora nu a spus niciodată așa. Un arab abar n-are de așa ceva. Abar n-are. Dar dacă îi spui ce-a spus Pitagora, area pătratului construit pe latura mare egal cu suma arilor pătratelor construit pe latura mici? Ah, da, asta știm. Dar mai știm că șnurul cu 12 noduri, 3, 4, 5, care nu face un lider de Pitagora. Sau despre teorema, axioma paralelor. Intră un punct exterior, duce o dreaptă și numai una singură paralelă. Absurd! Nu așa au spus? Eu cred în elementul lui, eu spus cu totul altceva. 20, da, intrăm la mănunte. E vorba de unghiuri alterne, interne. Dar și câte și mai câte. Mai folosim cuvântul radical. Ce ala radical? De unde apare radical? Dar știi cineva cum calculea egiptenii radicalul? Dar nu există radical. Poate vorbim de rădăcele. Rădăcele la pătrat, rădăcele la un nume. Deci multe greșeli în toate manualele. Așa că am spus. E bineînțeles că dacă am spus, dar ce bă, am spus, dar nu am citit, nu scrie de el. Deci că ai spus, tu cine ești tu? Păi eu sunt ala. Dar tu cine ești? Păi ești ala. Și toate lucrurile. În sfârșit, doar așa, ca niște exemple. Dacă interesează, acum, în astrologia mileniului 3, mulțumesc unei alte televiziuni de roman, care început să-mi dai atenție, voi vorbi despre tratamentele naturiste după zodii. Să nu credeți dumneavoastră că eu dacă sunt făcut din materie și sunt berbec și am treabă cu planeta guvernantă, n-am legătură cu planeta mea. Că și ai tot materie. Și totul este materie. Și totul este energie. Eu sunt energie și planele sunt energie. Deci avem colaborare. Eu nu vorbim între noi. Nu vorbim cu limbaj, cu grai. Până și când este tot o energie. Și atunci, dacă mie roșia îmi face bine, la rac, nu-i mai face bine. Bine, ai mâncat o filiuță două. Dar dacă mie castravetul nu face bine, pe nu pește, îi face bine. Și câte și mai câte acolo boli. Și mai fac o paranteză și închid și cu astrologia asta. Poate vă fac curioși. Este imposibil să ascult tot felul de povești, de tratamente, de undeva, din Tibet, din Japonia, din America de Sud. Nu am legătură cu pământul român. Eu sunt al lui Zalmopsis, care s-a urcat și coborat la cer. Și mi-am învățat toate cele. al nostru, care a fost primul dintre zei, recunoscut în cartea zeilor. Zalmoxis urga la cel coboraș și ne învăța ceea ce trebuia să fim noi, ca plinii în această zonă a Carpaților. Cu colegul meu, Dumnezeu Sfânt, Marin Pică, de la Oradea, am încopit, n-am mai terminat lucrarea, am să o termin eu, legat de faptul că dacii au dat istorie în toată Europa și peste tot. Vikingii sunt daci, traci, pardon, irlandezi, englezi, gali, toți sunt de aici plecați. 80 de milioane în Punjab. Păi dumneavoastră știți mai bine ca mine lucrurile astea care sunt. Deci lucruri care nu se spun încă în această discuție pe care o purtăm noi astăzi și o vom purta în continuare. La tare, lucrurile rămân cu un mare semn de întrebare în existența noastră pământeană. Poate, dacă vrea cineva să vorbească, până găsesc eu și vă citesc numai, cred că, 5 minute. Nu vrea nimeni să... În țări, orașe mari, există niște simboluri creionului cu piramidele. Spuneți-ne ca să înțelegem și noi mai bine. Acest simbol pe care dumneavoastră l-ați prezentat, dacă se realizează, e benefic pentru comunitatea noastră? Era prezentat la... De aici, dacă v-ați citat cu atenție, aveam două, ce erau mai multe din astea. De curiozitate că l-am făcut anul trecut la... Vă rog să confirmați, dacă vreți. Nu o spun numit, dar... La liceu, program sportiv, unul mai amintit el așa, la Banza, ADN-ul ăsta care, după mine, e făcut acolo, pus un aparat foarte sensibil de măsură, nici ca o licuță ca acum. Dar la 29 de metri, vă dați seama că este totul făcut din materiale specifice, cu plăcuțele solare, cu ADN-ul ăsta care, de fapt, nu este numai băstăgarea asta de... Este chiar ADN-ul făcut, sterilizat într-o anumită formă, după concepția mea. Deci ADN-ul universal în care face, că aici sunt niște legături, și toate legăturile astea, toate legăturile astea produc vântul. Trece și produce anume ceva. Și tot. După bine, dau dreptul fizicienilor, specialiștilor să cerceteze lucrul ăsta. Dar, pus pe calculator, de la te duci, pe unde te duci, ca să-ți vadă aura. Dar niște frumoase povești de așa. Că și eu văd aure, dacă trebuie să cum văd aura. Are aură și asta. Domnul profesor, vreau să vă spun sau altceva, că e și domn primar aici și eu în calitate de candidat la primărie. Vă rog, vă garantăm. Vă rog, nu, dacă vă garantăm că această lucrare se va executa la Roma. Asta? Da. Domnul primar va să confirme. Păi de-aia v-am rugat să ne explicați mai mult, că avem nevoie și mai mult. Și din punct de vedere a studiului de rezistență. Domnilor, dragi mei, dar nu credeți că ea poate să fie echilibrată. Domnilor, dar trebuie să o facă special. Domnilor, mă înțelegeți mie prea mult. Deci sunt inginer, sunt constructor. Aici trebuie să intervină oamenii. O echipă de specialitate. Ca o centrală eoliană din aia. Poate fi un obiectiv turistic pentru Roman. De asta vă spun că trebuie executat. Stimate domnule, cu așa ceva pus în Roman, va deschide lumea și vorbim toți în Roman. Un viitor obiectiv turistic. De asta am deschis și noi subiectul. Și să facem o echipă care se ocupe să lucreze de subiectul ăsta. Vreau să spun foarte clar, pentru că acest lucru nu am spus toate secretele. Sunt anumite secrete. Vreau să vă spun că sunt informat. În dimineața sunt informat câteodată de anumite lucruri și nu o să credeți lucrul ăsta. Și dacă vedeți lucruri unicale de genul ăsta pentru Roman, e foarte bine, pentru că pe noi asta ne interesează, să atragem turiști în zona Romanului. Să vină să vadă ceva, nu mai avem istoria română. Ce să mai... Vreau să citesc România Mare, o povestioară despre România, cum a fugit taica de acasă la 17 ani, între putul, tot ce s-a întâmplat acolo, a ajuns la Mănăstirea Cernica, s-a făcut loc fost irotonosit, a plecat cu trupele la Odessa și în sfârșit, după aceea Siberia. fără mântuit? Am o întrebare. Fostele prisme care au fost în piața din fața hotelului, au fost beneficii sau nu? Eu nu le-am văzut pe cele din piața. Alea care au fost demolate. Îmi pare rău. Alea albastre. Îmi pare rău. Ea putea fi... Acolo, lângă prisma aia, putea să fie un nas solar. Și un ceas solar. Am cerut eu și treaba asta. Ceasul solar este un ceas solar, se numește. Ceasul solar se fac după date și arată ora după soare. Bine, dacă în ora nu se vede. Dar este ceas. Sunt în toată lumea găsiți. Peste tot, uitați, toate orașele... Dacă energii au fost măsurate, erau energii negative, nu erau calculate și erau în alte poziții. Dom'le, discutăm acum, bătășul, pe nu mă interesează. Au spus că îți puteau fi adaptat. Puteau, trebuia inversat. Dar nu era bine executat. Nu, asta e, nu era bine executat. Precum, că dacă e treaba lor, pe dacă lumea am întrebat... De asta spun și aici, că dacă e o echipă cu dumneavoastră împreună, trebuie să stați și calculați și din punct de vedere arhitectural și a structurii de rezistență și astronomic. E o echipă care trebuie să lucreze împreună. Eu vorbeam de deschiderea noastră a pastelor. Vreți să vă rog, lăsați-o. Acum sunt eu primar. Așa am lăsat. Vreau să spun un singur lucru. Că m-a zădărât. Am auzit că la bibliotecă sus se face și un punct de observație. Fals. N-a ce că facă. Pentru că acolo e hotelul și lumina. Eu, pur și simplu, să gătesc și știu alea. Nu, dar e vorba de o lunetă, nu e vorba de altceva, că nici n-ai loc unde îți faci puncta. E vorba de observare, ca să nu confundă. Dar vorbește lumea. Dar vorbește Iurea. Noi ne luăm ce vorbește lumea Iurea, n-a spus dumneavoastră mai devreme. Păi vezi? Păi dar despre mine nu vorbește lumea Iurea. Oh, Doamne! Eu am cerut altceva. După ce vin la Chișinău 96-97, aș ajusem că la gara, la autogara, acolo era un turn de apă dezafectat. Acolo e bine de făcut. De făcut acolo. Nu, că sunt reflectoarea cu apă strămană. Nu-i dezafectat. Și funcționează? Funcționează. Alea primit. Da, fals. Deci, vedeți, informația a fost greșită. Deci, a apă e rezervat doar. La vremea când făcuse mioceriță acolo, ăla chiar nu funcționa. Au fost cămășuiți și funcționează. Acum, stați făcut. Dincolo de aia acolo, când eram student din anul 2, mă trimise tata la muncă la un inginer care se numește Georgescu Dumnezeu. Să urmească și să sac niște baze din aia. Și eu cu fratele. Șansă, pa, și-a venit luna de salar și vine inginerul cu tare nici cu numele. Și câte ani nu putem să bădăm decât, nu știu, nici să mănânțați după. De ce? Că mai s-o greșit. Și în loc să săpat și trebuia să săpat, ați săpat aiurea. Și trebuie să spuneți cu următorul așa. M-a lămărit și cu munca mea de... Ok. Trebuie să ajung la o altă activitate. Mă urez succes. Mulțumesc. Mulțumesc că ați venit. Am să vă gândiți. Ei, uite. O zi bună tuturor. O zi frumoasă, Doamne ajută. Cu toată stima, dragă, este acum soata, cel cu deasă Dumnezeu. Alo. Mă auzi? Da, uite acum mă auzi. Bună ziua, domnul prefector, sunt Alexandru Molceanu. Vai, dragule, uite, acum am vorbit despre tine. Mai înainte ți-am spus. Mă ierți dacă ți-am pronunțat numele. Spune-te. Aș vrea să vă felicit pentru lansarea romanului și să-ți spune că n-am putut ajunge. Nu, bine. Mergem mai departe? De fapt, s-au fost de bani. Trebuie de asemenea. Nu-i bună. Nu. Difuzorul, sper că s-a descărcat. Eu nu știu cum funcționează difuzorul ăsta. Are un pic de energie negativă. Nu, s-ar putea să se descarce și dacă descarcă... E violet. Cum? E violet. Da. Am discutat la ultimul simpozion care l-am făcut, parcă nu mai știu, ultimul înainte de aici la pensie. Sau, dar nu e și la timp, nu știu cum a fost. Că nu mai fac activitate. Pentru că rămătoare, din partea mea, nu m-au profitat de mine. Atâta timp cât am pregătit eu cu activitatea de astronomie, sâmbătă, treaba mea cu 30-45 de ani, toți cei din jurul meu aveau nevoie de puncte pentru evaluare. Dă-ne și nouă diplomă, dar ce să nu, că eu sunt profesor de clasă, mă treci pe mine la diplomă acolo, că doar te duci la națională, dar și noi suntem profesori. Păi da, sunteți, dar ce faceți? Eu muncesc și voi culegeți diplome? Ia ca nu mai fac. Am plecat eu, n-am mai auzit nimic. Și cineva pe urmă am văd, dar o persoană națională a noastră sau am trecut. Să spună, colegii, ați auzit ceva de participarea națională? Nu știu, dacă ați auzit, spuneți. A murit. Activitatea cercului cu art a fost închisă în 2014 de către. Să facă alții ce am făcut și eu. Trist. Mai sunt și alte probleme oculte care n-aș vrea să le discut aici, legate de o activitate, de o asociație astronomică bazate pe astronomie. Deja sunt discuții, deja mi se spune că aia e mai bine decât unul eu. Nu-i treaba dumneavoastră să spune ce e mare șef legare acolo. Dar mi s-a spus așa, că sunt atâtea asociații în România și mai avem nevoie de astronomie? Nu aveți nevoie, nu facem. Pentru că orice activitate se face cu ajutor din partea presii, din partea celor suspuși, din partea celor care sunt interesați. Când vine mama, că din... Domnul profesor, luați la astronomie pe băiatul meu, îl duc la matematică, îl duc la fizică. Băi, dragă, la matematică sunt 10.000 pe o mențiune. La astronomie sunt numai 50. Numai să vrei. Deci ați dus la matematică și nu e nica. La astronomie, din 50 putea să iei o mențiune. Cât e acolo? Hai, că nici nu știi cât e greu. Mai ales că se dă girul și în România de a se crea, de a se face lucrurile acestea, care sunt interesante. Da, poftim. Cine dă atenție? Ați spus asta, să o chestiune. Dar lucrurile sunt complicate. Ce vrei să... Hai, să... Dar am vorbit de impostorent. Epopeia, volumul 2, poemul Lumină. Domnul profesor, cât e epopeia? Poftiți? Cât e epopeia? Sunt 7 la număr, unul am publicat-o și... Poftim? Toate țara asta? Să le citesc eu acum? Da. Sunteți ironici, domnule, dacă vă gândiți, puteți pleca. Eu sunt cel mai mare prieten al dumneavoastră. Eu după colț nu văd, că nu sunt pușcociul care trage după colț. Domn profesor? Ui. Domn profesor? Pa. Salut. A, dacă nu mai pot acum, sunt concentrată. Hai să citesc ceva și de aici. Decat, în filozofia lui dorea existența lumii, cu gândirea viei pusă în mișcare de Dumnezeu, ignoranța unui filozof, care un cuvânt folosește, trece prăpastea raționamentului fără pericol. Ce-a rămas de la Descartes? Sărmanul Descartes, care era chinuit dimineața la ora 4-5 de regina sau împărăteasa Suediei acolo, înghețat de frig, că el era obișnuit cu frigul, dar el, sărmanul, a înghețat, a răcit și a murit din cauza... Ascultați-i să povestească matematicul. Dubito? Cogito. Cogito? Asta a rămas de la... Fericirea tuturor nu stă în satisfacție absolută, că nimic folositor nu mai rămâne de dorit. Abutizând și logica minții pentru satisfacție, schimonosește adevărul făcându-l nefolositor. Erozii pământene. Hai, vorbea de Zamolsis. Ia să fie și spune. Sau mai bine delfin. Delfin. Dar găsim în egiptologie, domnul profesor, pe marele Zamolsis. Eu nu contrazic nimic. Eu are ce să prea am uitat să spun. Eu am spus ceva. Am spus ceva. Eu de 8 ani zile nu mai sunt om de cultură roșie. Sunt un nimeni. Deci ca atare am spus lucrul ăsta. Ei, lăsați! Ca un om care nu sunt om de cultură, lăsați-mă să scriu versurile alea. Zamolsis. Când Dumnezeu s-a supărat pe pământeni, pe noi El a sfătuit o arcă să construiască. Din fiecare câte doi să moștenească viața, potop cu ape sfințite, pe tot să prăpădească. Furtuna s-a zbătut 3 zile și 3 nopți. Valul uriașe, ca un acoperiș al pământului, nu a avut răgați nici în munții cei mai înalți, nici în lumea lui Moise din deșertul cel sfințit. A treia zi spre seară, porumbelul a vestit, fluturând pe are praful de măslin sfințit, din munții lacului alb, a dacului Zamolsis, coborând din cer divinile porunci ale zeilor necunoscuți. Delfinul. Cometele joacă ritualul universului sălbatic, în bezna nopții stelele strălucesc straniu. Corăbierii pământeni au plecat pe oceane, delfinii astral să-i persească printre valuri. Valurile și lipiuri se deschid în huclouri, zângănind de unde linii izvorăți din abisuri. Delfinii se joacă zburtând pe valuri albe, 2 câte 2, coradea păgână o împăjoară. Foștentul de moarte se ridică din adâncuri, cutind în fior de moarte, pe valuri spumate, orizontul din zare cu sânge roșu și colorat, pe altoare bolții, vor întrați între jertfele meștește. Arcoanele cu flăcări ucijașe, în arbalete, construite de corăbierii lumii pământene, întunică văzduhul universul sub ape, planeta se cutremură de moartea ce vine. Țărmanul delfin, puiuțul delfin, a rămas dincolo de pământ. Când lumina, asta este important. Să spunem adevărul ca să ne urcăm la lumină. Să ne înălțăm la lumină. De fapt, Sfintele Sărbători din acel din ultima perioadă, veniți de luați lumină. Veniți de luați înțelepciune. Veniți de luați adevărul. Veniți. Asta înseamnă lumina. Asta înseamnă flacăra lumânării care arde. Lumina din suflet, lumina din jurul nostru, iubire, lumina care o dăm, lumina care o primim. E o treabă și cu asta. E pentru fiecare zor din parte. Asta e planeta care guvernează, ăsta e ascendentul și depinde. Dacă mai vrei și tu, ce ca să ai, pentru că eu în astrologia mea vorbesc de 3 planete care guvernează omul. Și nu vorbesc despre astrologia egipteană, ci vorbesc despre o astrologie galactică. E cu totul așa. Da. Eh, eu consider că a luminat și a ars. Bine să fie frumos. Am să vă spun un singur lucru. 669. Notați, vă rog. 669 veți găsi ce citesc eu acum. La orice Biblie. La pagina 669. Pentru că la final aici spune că oricine va modifica și așa și așa. Deci nu contează. Este, dumneavoastră spuneți că pentru mine există cruce. În descriere, ce este cruce. Deci e vorba de cruce. Să facem o paranteză. Domnule, Pitagora era creștin sau nu? 2500 de ani în urmă. Oare era creștin Pitagora? Nu era. Ce importanță are asta? E sfânt pe pereții mănăstirilor. Vă rog, am dat câte o foaie de hârtie să notați întrebările, nu mă deranjați. Că dacă mă deranjați după aceea s-ar putea să beau o fotcă să mă deranjez și mai mult. Că știu să beau o fotcă să mă deranjez. Este clară problema. Pitagora cu 2500 de ani în urmă, în școala pitagoricilor, era pentagrama. Toată școala era construită cu ziduri în formă de pentagramă. La fiecare vârf avea o feștilă, la vremea aia. Și fiecare feștilă avea un pasnic. Bine, nu mai vorbim de rigiditatea, dar la școală, cu uniformele lor, cu saboții care purtau 7 ani de zile,